Bună. Prezentarea mea o să aibă următoarea structură. Voi vorbi întâi despre cine sunt, voi trece apoi un scurt istoric al activității mele, voi prezenta apoi serviciile pe care le ofer și mă voi axa la servicii pe ce mă diferențiază față de alte prestatori de servicii în domeniul marketingului pe internet. Voi prezenta apoi câțiva clienți cunoscuți ai mei și voi vorbi despre preț și voi încheia cu planul de viitor. Ok, cine sunt? Vivian Breda, sunt freelancer în domeniul internet marketingului, în special optimizare pentru motoare de căutare. Sunt PPA. Ok, istoric. Fac internet marketing, în special SEO, din vara lui 2006. Am lucrat un an la o companie de web design care se cheamă Crashima, apoi am lucrat o perioadă ca freelancer, apoi am lucrat un an la o altă companie de web design care se cheamă Webvertise și din 2009 sunt freelancer în internet marketing, în special optimizare pentru motoare de căutare. Serviciile pe care le ofer. În principal, optimizare pentru motoare de căutare. Fac analiză on-page, optimizare on-page și analiză optimizare off-page. Off-page, am făcut de multe ori un scan de editare web, comentarii pe bloguri, cumpărarea de link-uri, concursuri și cam atât. Ok, cum mă definez? Asta e partea de SEO. Fac și implementare de site pe platforma WordPress. A existat mai devreme o prezentare în care spunea că se implementează site-ul doar cu design propriu. Eu fac invers, eu implementez site-ul doar pe bază de template. Ok. Cum mă diferențiez față de alți clienți? La partea de audituri, fac două tipuri de audituri. Cum mă diferențiez față de alți vânzători de servicii SEO? La partea de audituri, fac audituri de uzabilitate și audituri SEO. Auditul de uzabilitate are ca secțiuni copywriting, design, structurarea informației și uzabilitatea site-ului. Ok? Iar la SEO, un template general, mă folosesc de criteriile de Search Engine Ranking Factors de la SEO Mod. Ok, și ce mă diferențiază față de alți furnizori e că putem găsi o parte importantă din, cred că am făcut 100-200 de auditori până acum, în total, unele mici, unele foarte complexe. O mare parte din cele complexe, complexe însemnând câte date de pagini. Sunt private, făcute privat, dar pe site-ul meu fieficient.com și pe site-ul getseoideas.com găsiți destul de multe audituri publice pe care le puteți consulta. Ca și clienți, am în general clienți mici și medii. Dintre clienții mari, am făcut un audit pentru imobiliare cu un loc care este public. Am ca și concurenții lor acum ca client, ca și client, Imopedia. Și am făcut eu un audit public pe site cu analiza EMAG, PCG și alte magazine online. Deci, pe ca și noi. Ca prețuri. Tariful meu pe oră este 80-90 de lei pe oră. La SEO sunt servicii particularizate pentru fiecare client în parte, iar la site este un tarif standard. Viitor. Intenționez să mă acces foarte mult pe auditor. Am aflat despre sesiunea probabil de ce am înainte. Intenționez să mă acces în viitor cât mai mult pe auditor SEO și auditor de uzabilitate. Și îmi place cele mari. Întrebări? Play to the point, ca să zic așa. Cam apăsat din nou. Nu știu, stai să mă gândesc. Nu știu dacă am apăsat.